Și bine ați venit la Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești Botoșani 2019, ediția a treia. Bine ați venit dumneavoastră producătorilor, bine ați venit dumneavoastră oficiali ai județului Botoșani. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră producătorilor pentru recoltele și activitatea care o aveți în domeniul agricol, atât celor din produse tradiționale, din legumicultură, din viticultură și toate domeniile conexe din agricultură. Alături de noi astăzi avem trei licee agricole, Liceul Agricol Botoșani, Liceul Agricol Șendriceni, Liceul Agricol Trușești, care Ministerul Agriculturii, printr-un act normativ, a preluat finanțarea investițiilor în domeniul agricol începând din anul 2019. Bine ați venit alături de noi, colectivului liceilor din agricole din Botoșani. Eu aș vrea să dau cuvântul domnului prefect să ne spună câteva cuvinte despre această activitate. Domnule prefect. Bună ziua, vă mulțumesc, domnule director, vă mulțumesc și pentru faptul că ați inclus instituția prefectului ca partener la acest eveniment. Eveniment care scoate în evidență producția locală și încurajează vânzarea și cumpărarea produselor autohtone. Știm foarte bine că această zi, ziua sau zilele recoltei, simbolizează recunoștința față de roadele pământului și față de hărnicia fermierilor sau producătorilor agricoli. Acest eveniment ne aduce în atenție munca pe care o desfășoară producătorii agricoli, care nu este o muncă ușoară, ci dimpotrivă, o muncă care presupune multe riscuri, pentru că depinde de vreme, depinde de fenomenele meteo din timpul anului, dar pe partea cealaltă este o muncă care aduce și satisfacții atunci când este încununată de succes și de roade. Este un prilej pentru producătorii agricoli de a-și expune produsele, de a împărtăși din bunele practici cu cei din breaslă, dar și pentru cumpărători, pentru noi, de a ne achiziționa produsele la prețuri bune, produsele pe care le dorim. Totodată, trebuie să consumăm produsele autohtone, trebuie să sprijinim producția internă și implicit producătorii și fermierii din județul nostru. Felicitări, domnule director, felicitări tuturor organizatorilor, felicitări producătorilor agricoli prezenți astăzi la acest eveniment. Vă doresc în continuare să aveți parte de o toamnă frumoasă, o toamnă îmbelșugată și să vă bucurați de aceste roade. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule prefect, pentru cuvintele adresate atât nouă cât și producătorilor agricole. Domnule președinte Costică Macaleț, vă rog. Bună ziua, dragii mei! Eu aș începe cu mulțumiri adresate fermierilor și procesatorilor produselor agricole. Am făcut o vizită la standuri și am văzut foarte multe produse branduite la nivel național și nu numai, și la nivel european, ceea ce înseamnă că producătorii noștri agricoli sunt foarte buni profesioniști și asigură piața alimentară botoșăneană cu produse foarte bune. Felicit organizatorii pentru această manifestare. Încă o dată vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc o zi bună. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule viceprimar Cosmin Andrei, vă rog. Mulțumesc, domnule director. Bună ziua, stimați botoșeneni. Sunt fericit că suntem la a treia ediție, în același loc în care am reîntâlnit producători pe care i-am văzut încă de la prima ediție și aici cred că aveți și dumneavoastră un merit, domnule director, că sunt prezenți și au și dumneavoastră un merit că au reușit să reziste pe piață. Aș aprecia aici sprijinul pe care l-a acordat Guvernul României, pentru că am văzut un curcubeu de produse tradiționale și dacă am început cu roșiile, am continuat cu usturoiul, cred că mai este încă mult de făcut pentru acești producători care trebuie să apreciază către noi botoșenenii, fiind fericiți că încă putem cumpăra produse care au gust în Botoșani și v-aș felicita și pentru faptul că îi țineți la un loc și ați reușit să faceți asociații prin care acești producători să reziste pe piață și să fie competitivi. Felicitări încă o dată pentru organizație și mulțumesc pentru invitație.